Bine ați venit în localitatea Leu, județul Dolj. Mă numesc Dobrescu Gheorghe, membru activ din 2011 la Asociația Gelu Ioan Gătăjescu. Sportul columbofil l-am luat așa de la fratele meu. El a fost membru activ mai înainte cu un an, doi față de mine. Prin intermediul fratelui meu și unchiului meu, Ciucă Ștefan, am ajuns în județul Olt la Moanță Toni, unde am achiziționat câțiva porumbei de maraton, care și în prezent mai sunt la mine în voliere, unde mi-au dat rezultate de top, de ședenții lor. Acum joc, atunci am început să mai cu porumbei de maraton, acum am ajuns să joc în toate categoriile, de la demifond, mai puțin viteză, de la demifond până la maraton, maraton extrem. În primele rezultate mai notabile așa, a fost în 2014 cu locul 3 azi național, cu porumbița 0633-445. După aceea, în 2017, acum, în momentul de față, încă mai zbor din acei porumbei, descendenți din ei. În primele rezultate au apărut în 2014, cu porumbița 0633-445, a fost locul 3 azi național, pe națională, locul 1 județean, mai multe pe la general, a avut mai multe cupe, o porumbiță foarte bună, care producător n-a fost atât de bună, ea, dar după aceea am mai luat niște porumbei și în 2017 a fost un an mult mai bun, mai cel puțin la nivel de județ pentru mine. Am jucat atunci pe ruta Polonia și după aceea am băgat la Izum, la ultimul maraton. Am avut pe județ locul 1 azi maraton Palmares, locul 2 azi maraton Palmares, locul 1 crescător Palmares, locul 1 azi crescător, crescătorul anului. Chiar la ultimul zbor atunci de Harkov, să zbura atunci, am fost locul 2 crescător pe general. Am avut și locul 1, am fost locul 1 pe județ la crescător. Au fost niște rezultate notabile în acel an, în 2017. În 2018 a fost un an pentru mine cel mai bun. Nu știu dacă voi mai întâlni cu aceste rezultate. Am avut în 2018 locul 1 național maraton maturi cu masculul The One, 745-661 de 2016. A avut 0,59. Punctaj de cor la acea vreme la maraton. Am avut locul 2 național maraton extrem tineret cu masculul 993-23 de 2017, a avut 8,61. Mascul foarte bun care descendeți de-ai lui, tot așa ca masculul The One, sunt foarte buni reproducători la mine. Am avut la nivel de județean și provincial mai multe cupe, și la maraton și la general în acel an. A fost excepțional pentru mine. După aceea, în 2019, am schimbat voliera. Am zis eu că e mai bine, mai ok, n-aveam o volieră așa frumoasă, ca să spun așa, dar nu s-a demonstrat așa de bine mutând-o. Am învățat că mutând voliera e foarte nasol ca să se acomodeze porumbei. La mine cam băgasem boală, cred eu, în ea, presupun atunci că a fost salmonelă, că cam avea multă umiditate. Am avut și atunci, în 2019, am fost locul 1 maraton Palmares 3 ani, cu o porumbiță 10-79-21, care acea porumbiță și atunci, în 2017, la Izum, mi-a venit foarte, foarte bine. A fost locul 2 ca tânără pe județ la Izum, la Harkov. În 2020, am fost locul 2 provincial maraton Grand Prix, o femelă primită cadou de la prietenul meu, Pascu Cătălin, 493-015 de 2019. Am fost locul 10 la Star Maraton, locul 15 la Star Maraton provincial. În 2021 am fost iar la Star Maraton, locul 4 provincial, locul 15 provincial. La Pui am fost locul 1 general cu o porumbiță 133-0129, care mai departe, mai târziu, anul ăsta, în 2023, ea este mama lui locul 2 național general Pui.
Atunci, în 2021, am mai avut pe județ locul 1, 3 demifon pui, locul 2 am fost la crescători pui. La pui s-au pretat mult mai bine față de maturii în 2021. În 2022, zburând pe vest cu maturii, am zburat câteva etape de viteză, unde la a patra etapă de viteză, parcă rețin, sau a cincea etapă de viteză, am avut perian, unde am fost cea mai mare catastrofă. S-au pierdut foarte, foarte mulți porumbei, în jur de 15-16 mii, cred că, de porumbei undeva, la acel zbor. După aceea am zburat la pui mult mai bine, altceva, a fost altceva pe ruta pe Ucraina. Am avut atunci, în 2022, locul 2 național general pui, locul 5 general pui, locul 6 general pui, am fost locul 1 și 3 provincial general pui. Totuși a fost mult mai bine față de ruta de vest, care s-au făcut porumbei praf. Și acum, în 2023, din nou am revenit la să zbor mai, mult mai bine, cred că, pui față de maturi. Și la maturi am avut un an reușit, zic eu. Am fost locul 2 pe județ la maraton, la azi maraton maturi, locul 2 la maraton crescător, locul 1 azi crescător, locul 1 azi național crescător, iar pe provincie am fost locul 1 azi național crescător, locul 2 demifon crescător, locul 3 general crescător, locul 3 crescător pui palmares 3 ani și pe național am fost în 2023 am fost locul 2, 3 și 4 general pui, iar la gold fond am fost locul 3 județean, la gold maraton locul 3 județean. Acum vedem ce va fi pe viitor. Ca metodă de zbor, practic văduvia, am încercat pe un sfârșit de sezon să-i joc și la natural, dar nu se pretează la natural, nu am fost mulțumit, am zis că nu o să mai încerc niciodată. Îi împerechez înainte de a începe sezonul cu ei și îi las să crească minim un pui, ca la, fiind la prima etapă de concurs să fie văduvi. Și îi țiu văduvi până la sfârșitul sezonului, până la ultima etapă de maraton. Așa îi văd eu mai bine, ca să se antrenează mai bine. De antrenat îi scot dimineața o oră masculi, o oră femelele și seara iar o oră masculi, o oră femelele. Și în timpul sezonului, cum îi sunt, depinde cum îi sunt. Între maratoane, de exemplu, îi duc de două ori la 50-100 de kilometri, cam așa, până într-o 100 de kilometri. Și la concursurile de viteză de mifon general, îi duc câteodată, de două ori, în funcție de cum îi văd, cum sunt ei refăcuți. Cum asta. Ca mâncare, folosesc mâncare de la Versilelaga. O mâncare Jerry și la plecare, înainte de plecare, Energy le mai dau. Și ca produse folosesc de la natural, K plus K, protein 300, mi se pare un produs foarte bun pentru recuperare, cu stedocol și iar Probag 1000 mai folosesc, iar am mai încercat cu produsele de la CES Pharma, am încercat cu Detox-ul, un produs foarte, foarte bun, mi se pare un produs foarte bun, și cu Moractiv. Și anul ăsta am zis să, am mai luat un produs, am încercat să încerc și Magic, mi s-a părut ceva mai diferit. Acum vedem cum se va pleta. Magic-ul sunt la început, nu l-am încercat anul trecut, că de-abia apăruse. Dar mi se pare foarte bun, face gâniatul, îl încheagă foarte, foarte bine, nu știu, acum vedem pe viitor. Ca să-i pregătesc pentru o etapă mai importantă, de exemplu, eu la primul fond vreau să-i pregătesc mai bine. Primul fond și primul maraton, o etapă foarte importantă pentru mine, să-i pregătesc. În ultima săptămână îi îngraș o puțin, vreau să-i îngraș, în funcție de cum e și vremea, mă uit și la vreme, dacă bate vântul, dacă e o etapă mai grea sau mai ușoară. Dacă e mai grea, încerc să-i încarc puțin, să le pun K plus K pe mâncare, umezită cu ulei de usturoi sau stedocol, și le dau mâncare mai grasă, cu alune. Și la antrenamente încerc, dacă e, de exemplu, la maraton, încerc să-i duc, de obicei mai duc seara. Așa cred eu, că poate intră porumbei seara și să cadă în prima zi.
îi duc la undeva la 30 de kilometri, nu mai mult de 30 de kilometri și câteodată și pe căldură, în timpul lui 12. Undeva 12-1 ca să cadă, să tragă ei când e cald, când e asta. Și le, câteodată le mai dau și pastile, încerc și le dau pastile K plus K, înainte de un maraton, de exemplu. Și cam tot timpul, înainte de prima etapă de fond, încerc să le fac respirație și tricomonoză. Pentru mine este foarte important să le fac respirație și tricomonoză, înainte de prima etapă de fond și înainte de prima etapă de maraton, ca să aibă și respirația și tricomonoza făcută. Pentru mine un porumbel ideal ca să facă față la ce joc eu, la 300 la 1000, la toate categoriile, trebuie să aibă o musculatură foarte elastică, o aripă aerisită, ca să facă față. Că altfel nu face față și să fie într-o condiție fizică foarte bună. Reproduc anual în jur de 120-150 de pui, îi selectez o parte din ei la mână, o scot din matcă o parte și din zburătorii cât un pui opresc din fiecare, nu chiar din toți, o parte care mi-au făcut rezultate cu ani anteriori sau sunt din porumbei mai buni care cred eu de la matcă. Îi zbor cât în jur de 60-70-80 din primele 2-3 serii din matcă și o serie din zburători, prima serie, că mai mult nu opresc, și zbor până la ultima etapă cu pui, o parte dintre ei, o parte după primele, dă un demifond sau două mai grele, că noi având 10 etape am avut chiar și 3 fonduri cu pui, nu le joc cu chiar tot lotul de pui, ca să nu îi termin pe toți, adică să nu-i pierd, de frica a nu-i pierde pe toți odată, ca să anul viitor să nu mai am ce juca. Și cei mai buni cu cele mai bune rezultate, de au rezultate mai în față, locuri mai în față de joacă la vreo categorie sau ceva, îi joc până la final, până la ultimul fond. De exemplu, anul ăsta și anul trecut am jucat 3 fonduri, 3 din 3, unde anul trecut la pui am avut 3 porumbei cu normă la fond, anul ăsta am avut 5 porumbei cu normă la fond pui. Și pentru anul viitor, ca pui, îi opresc pe toți care vin de la ultima etapă și ce, plus ce mai opresc înainte. Și plus câțiva tardivi care mai opresc din zburători după terminarea sezonului cu matul. Cu pui încerc să-i, pentru sezon, ca să zboare în sezon, încerc să-i pregătesc înainte de, cu 2-3 săptămâni înainte de prima etapă, cam atunci încerc eu să-i pregătesc. Îi duc până la 50-100 de kilometri, de obicei îi duc până la prima etapă de viteză cu asociația. Unde e prima etapă, acolo îi antrenez și eu. Ca să aibă o formă bună. Că sunt mult mai atent cu ei, că la pui sunt prea dispuși la boală. Sunt dispuși că nu toată lumea le face tratamente și mai ales ornitoza și adenocolia apare la pui. Și sunt foarte atent cu ei să nu îi lăcrimeze ochii, să facă bubat, să nu dea adeno și îi antrenez la fel ca pe maturi, o oră dimineața, o oră seara, nu îi joc la întuneric, îi joc la natural, cum ar fi, nu văduvie, nu pe pui, nu pe nimica, natural. Și ca produse, folosesc cam aceleași produse ca la maturi, ca mâncare le dau tot de la versere laga, merg mai mult pe gei. Cel mai mult, nici să nu-i îngrași, nici nu să nu-i slăbesc undeva. Și tot la fel, cu energii le dau. Am în jur de 25-27 de perechi la matcă. Porumbei îi bag la matcă din porumbeii mei, din unii dintre porumbeii mei, după rezultate, ce rezultate au făcut. Am băgat la matcă vicecampionul național, locul 2 la maraton extrem, tatăl campionului, campionul l-am avut până să-l vând, unde am scos câțiva fii din el, când l-am vândut am oprit toți fiii, am mai luat porumbei după criteriu ca să fie buni zburători și buni reproducători, am luat niște porumbei foarte, foarte buni de la Cârciumarul Ionuț și Cârciumarul Adrian, niște porumbei de general, de mifon fond, unde s-au și pretat foarte bine la mine, mi-au dat porumbei de top, mi-au dat locul 2 național, locul 3 național la general pui, mi-au dat și pe la maraton de la ei, iar am mai luat de la Sfet cu Eduard niște porumbei foarte buni, unde tot așa și pe la general mi-au făcut față și pe la maraton
La maratona, după ce i-am luat de la el mai târziu, au dat rezultatele, că nu am apucat să scot încă ca lumea ca să zbor maratonul. Zburând rutele ăștia mai aiurea, Polonia și cu vestul, n-am apucat să-i probez foarte bine. Iar niște porumbei foarte, foarte buni am luat de la Petrache Florin. Niște porumbei de fond, unde am avut niște rezultate foarte bune pe la Gold, cu porumbei de la el. Iar porumbei de la, acum am mai adus niște porumbei de la domnul Lemnaru Cristi. Sper ca să-mi dea niște porumbei foarte buni. Au fost, sunt niște porumbei, din, am încercat să aduc niște porumbei acum încă de demifond, fond și general. Că cu ruta Polonia este mult mai grea la maraton, ne mai putând zburând chiar la fel maratonul, chiar cum a fost înainte să zbori, e greu ca să faci rezultate pe Polonia. Și m-am axat mai mult pe fond, să încerc fondul, la fond gol, de exemplu, să încerc să joc. Că, ca și porumbei așa la mat, că mai dețin porumbei de la Liviu Vieru, niște porumbei foarte, un porumbel foarte bun care mi-a dat tot așa pe la general, este bunicul locul 3 la general pe provincie, iar dintr-o familie foarte bună de porumbei de maraton am adus de la Cristi Găinaru, am adus un frate bun cu locul 2 național la maraton extrem tineret, și la maraton tineret, iar mai mulți fii din numita lui Știrica, care mi-au dat porumbei, mi-a dat chiar un fiu din locul 2 național, mi-a dat locul 2 național la mine, la general Pui, iar de la Copăceanu Sebastian am adus un mascul de jumate de Van Tuil, care din el am scos locul 3 național, la general Pui, anul ăsta, în 2023, iar din trofemelă, din același mascul, am scos tot așa de top la general, iar din același mascul am scos locul 2 la azi maraton maturi, anul ăsta, în 2023. Foarte bun mascul ăștia de masculul acela de vantui de la Copăceanu Sebastian, am fost foarte mulțumit de el. Un zburător, ca să intre la mine la matcă, trebuie să obțină cel puțin un titlu de campion provincial sau vicecampion provincial sau la național, bineînțeles, la național, na, toți rămânim, dar de obicei mai mult fi din campioni național, provincial sau vicecampionii național sau provincial sau județeni uneori, la maraton, la general, intră la matcă, pentru că zburând mai dur, pentru nu prea am introdus la matcă. Am introdus prima oară pe aceea locul 3, azi național, care a fost primul meu și notabil porumbel. Și după aceea am mai introdus pe vicecampionul național din 2018 ca să bag niște porumbei de top la matcă. Nu am băgat orice porumbei, dar cum vă mai zisei, mai mulți porumbei de fi din ei bag la matcă. Pentru că, în general, mulți i-am pierdut zburând. Că dacă îi zbor la blană, nu-i țin să-i bag direct la matcă, dar fiii lor îi bag la matcă. Porumbei pentru matcă încerc să-i fac prin încrucișare. Nu, am încercat să fac și incesturi, dar nu sunt mulțumit de incesturi. Au dat la rândul lor niște porumbei nu prea agili, nu prea plăpânzi, așa, nu sunt mulțumit. Am renunțat la incest. Mai bine am încercat cam tot timpul să-i fac după mână, și să fie după criteriul bun cu bun. Cam așa i-am făcut. Adică dacă mi-au dat rezultate de top la fond, un porumbel, l-am făcut cu celălalt care am luat dintr-un porumbel care a fost bun la fond. Bun cu bun ca să dea tot bun. Așa i-am împerecheat de obicei. Pentru mine voliera perfectă, încă n-am găsit-o, încă mai lucrez la ea. Lucrez pe fiecare an, cred că nu a existat an să nu schimb la o volieră ceva. Tot timpul, ba la aerisiri, ba la compartimente, ba că nu se vede soarele. Pentru mine cea mai bună volieră a fost voliera veche. Prima volieră care am avut-o nu era așa aspect plăcut, vizibil. Dar acolo s-au pretat porumbii cel mai bine, se simțeau el cel mai bine. Și consider că o volieră perfectă e unde să simt porumbii cel mai bine. Unde vezi că să simt porumbii cel mai bine, unde îți vin porumbii bine, nu trebuie să schimbi nimic, că pentru aspectul fizic, adică pentru ce vede ochiul că vine un om la tine să vadă o volieră frumoasă asta, nu are nicio relevanță, nu are nicio treabă. Atâta timp
cât porumbei să sunt bine și tu ai rezultate din acea volieră, eu cred că niciodată nu aș mai da și voliera asta nouă care am făcut-o acum, aș da-o cu cea mai mare plăcere să am voliera veche și rezultatele care le aveam. Că până la urmă nu zburăm pentru o volieră să fie frumoasă, aspectoasă. Zburăm pentru rezultate. Rezultatele fac tot. Rezultatele fac diferența, nu voliera. Și niciodată nu o să facă o volieră diferența. Mai mult rezultatele. Unde îți vin porumbei bine, acolo să vezi să mai faci ceva ca să-ți vină bine. Vă prezint masculul cu seria 107902 de 2015. El a fost un zburător foarte bun la mine. A avut locul 3 pe Melitopol la Ucraina, pe Ucraina, și locul 3 pe la Vlodava, pe Polonia. El este și tata campionului meu național, The One. S-a dovedit un foarte bun porumbel la mine și ca reproducător. Vă prezint porumbița cu seria 0827, 087 de 2014, originală Monță Toni. Ea este mama campionului național The One, cu punctaj de record 0,59 de puncte. Ea a mai reprodus locul 2 azi Maraton Palmares pe Polonia în 2017 la mine, pe județ. A mai reprodus locul 5 național general Pui, plus mulți alți porumbei cu norme, la maraton și general. Vă prezint masculul cu seria 367-889 de 2020, original sfert cu Eduard. El este tata lui locul 1 general Pui, locul 3 general Pui, este bunicul lui locul 2 național în 2023 general Pui, plus lui locul 1 la fond anul ăsta, la primul fond, ca și unde masculul a făcut chiar 12 din 12 clasări, inclusiv cu 4 fonduri. Vă prezint femela cu seria 350020 de 2020. Ea este soră bună cu locul 2 național, azi Maraton Tineret, original Găinarul Niță Cristian. Ea a reprodus locul 2 național general Pui în 2022 și iar o femelă, soră bună tot cu ea, pe Polonia anul ăsta cu normă la azi Maraton Tineret. Vă prezint masculul cu seria 1090-614 de 2018. El este tata lui locul 4 național general Pui 2023, bunicul locul 2 național general Pui 2023 și tata lui locul 4 la Star Marathon și locul 2 la Izum 2017. Vă prezint femela cu seria 2020-097 de 2020, originală Petrache Florin. Ea este bunica lui locul 5 național general Pui. Vă prezint masculul cu seria 727-300 de 2021. El este tata lui locul 2 național general Pui. El este fiul lui The One. Vă prezint masculul original Cupăceanu Sebastian 20-77-114 de 2019. El este tata locul 2 azi Maraton pe Polonia, pe ruta Polonia, în 2023. Vă prezint puiul cu seria 0162-036 de 2023. El este locul 2 național general Pui. Este scos din 2 zburători de la mine, care la bază au porumbei ca bunici, are pe Cârciumarul Ionuț și sfert cu Eduard. Vă prezint puiul cu seria 162-083 de 2023. El este locul 3 național general Pui. A clasat 10 din 10 etape la Pui. El provine dintr-o femelă
de la Copăceanu Sebastian, care e pe același mascul prezentat anterior, de Van Tui, și cu un mascul care este din vicecampionul meu național în 2018, la maraton extrem, pus la pereche cu o femelă din triplă la Magirescu și din 004. Soră bună cu Power Knight.